organizată de Clubul Sportiv Brothers Motorsport cu sprijinul primăriei municipiului, Cupa Câmpulung Mușel la Rallycross s-a dovedit a fi un adevărat spectacol pe patru roți. Competiția, cotată ca etapa a patra din campionatul național de Rallycross, a fost organizată sub egida Federației Române de Automobilism, iar piloții au dat tot ce au avut mai bun și au făcut proba îndemânării, talentului și determinării la cote foarte ridicate. Președintele Noris Măgeanu, prezent la Câmpulung înaintea competiției, a asistat la eforturile organizatorilor de a asigura o pistă la un nivel superior, în contextul în care, cu o săptămână înainte de concurs, arena nu se prezenta în cele mai bune condiții. Nu a lipsit parada IMS-urilor, mașini de colecție fabricate din anul 1964 până în anul 1974, pe care pasionații automobilelor Aro le-au recondiționat. Finalele au fost marcate de multe momente neprevăzute, de răsturnări de situații incredibile, unde amfiteatrul de pe platoul Grui a devenit o adevărată arenă, în care gladiatorii, cei mai tehnici și mai încrezători în șansele lor, au câștigat în fața mulțimii care i-au ovaționat. Dunavățu.
cu Berbecaro. Și spectatorii au putut gusta puțin din adrenalina pe care o simt concurenții. 7 dintre ei au urcat la volanul bolizilor și au alergat pe traseu. Printre cei care au intrat în competiția timpilor, s-a numărat și primarul municipiului Câmpul Lung, Liviu Țuroiu, care a arătat că este, la fel ca mulți mușceleni, un iubitor al motosportului. Principalul edil al orașului a reușit să parcurgă întreg traseul din a doua încercare. La prima, mașina de concurs lăsându-l în praf din cauza unei defecțiuni tehnice. Încheiat proiectul pilot pentru o zi, primarul municipiului Câmpul Mușel, Liviu Țăroiu. Cum a fost domn primar? Ia casca! Ia casca de la fix, să încercăm. Se trăie și traseu. De mașină, nu de... Nu, mașină. Gata, vă rog frumos să ții la cameră. Mașina a fost bună, pilotul da. Organizatorii cupei Câmpul Mușel la Rallycross, Brother Motorsport, lansează de pe acum invitația pentru a participa în perioada 23-24 septembrie la trofeul Câmpul Mușel la viteză în coastă, cel mai mare eveniment automobilistic găzduit în județul Argeș în anul 2017, eveniment care va fi organizat conform tradiției pe traseul Lerești-Voina.